ați venit sau ați revenit pe acest canal de YouTube. Astăzi, după cum ați observat și din titlu, am un haul de cumpărături de la Pepco și Auchan. Înainte însă, vă invit să vă abonați dacă nu v-ați abonat până acum, să dați și un like dacă vă place conținutul pe care eu îl afișez pe canalul meu de YouTube. Și de asemenea să vedeți în descriere și celelalte adrese ale mele de Instagram și de Facebook ca să ne cunoaștem mai bine. Și de asemenea să acționați și clopoțelul ca să activați notificările. Deci să începem cu produsele pe care eu le-am procurat din Pepco, ați văzut înainte și câteva imagini din magazin cu ce produse aveau ei pe acolo. Ce am luat eu, ce mi s-a părut așa mai convenabil ca preț și ce m-a interesat, adică ce am zis eu că îmi folosește. Este această cutie din plastic care a costat 3 lei după, da, 3 lei. Și este roz, erau și în mai multe nuanțe, verde, gri parcă, și mie mi-a plăcut aceasta roz. Am zis că este bună să depozitez diferite obiecte în ea, pot să pun și câteva cărți și produse de la Oriflame. Și eu știu ce mai am eu pe aici și trebuie depozitat cumva. Mai departe, ce am mai luat? Am mai luat tot așa o tăviță, tot din plastic, dar acesta este un plastic mai dur. Este mai groasă, pereții sunt mai groși. Mi-a plăcut așa designul ei, este destul de mare și să vă spun și cât a costat, 7,50 lei. Și la aceasta de asemenea mai erau și alte culori, mi se pare că pe gri, și aveau și dimensiuni mai mici. Și aceasta tot așa am luat-o tot pentru depozitarea diferitelor obiecte, puteți să puneți aici și colia 4, deoarece au loc, și fiecare ce, pentru ce are nevoie să o procure. Mai departe, ce am mai luat? Am mai luat niște agățătoare care sunt așa în set de 4. Și sunt din inox. Mi se pare că au pe spate ceva adeziv. Haideți să le și desfacem. Eu l-am luat în ideea că o să le lipesc și o să agăț. Da, au ceva adeziv aici. Se dezlipește acesta și se lipește așa pe perete, sau dacă aveți un cuier mai mare, puteți să, de fapt așa, puteți să le aplicați. Și acest set de 4 bucăți a costat doar 4 lei. Și ultimul produs pe care l-am achiziționat de la Pepco au fost aceste șosete, 3 perechi de șosete, care, după cum observați, sunt în diverse culori și modele. Aceasta e așa cu dungulițe mov. Aceasta e tot așa cu mov și cu un model, aceasta cu gri. Și aceste 3 perechi de șosete au costat 7,50 lei. De la Auchan acum. La Auchan aveau niște soldări, aveau reduceri
și la îmbrăcăminte și la alte produse. Ce am luat? Acesta nu era la reducere, un cearceaf de pat, așa bej, deci uni, și are dimensiunea 150 cu 210 centimetri. Și acesta mi-a trebuit mie, este din bumbac 100%, și avea și în dimensiuni mai mari, un pic, acesta a costat 30 de lei la această dimensiune și la o dimensiune mai mare, nu știu, parcă erau 40 și 50 de lei. Acesta mi-a trebuit mie, deci nu era la reducere, atât era prețul, cred. Da, atât era prețul întreg. Ce am luat de la reducere? Am luat așa, un tricou din acesta din bumbac, care are aici o placă de dantelă, nu știu dacă se vede bine. Este cu mânecă lungă. Este în mărimea M. Și era redus parcă de la 45 de lei la 10 lei. Am zis că merge îmbrăcat și prin casă, eventual dacă pe afară, adică merge și pe afară și în casă îmbrăcat. Este din bumbac, este subțirel așa, este moale la atingere și are platca aceasta din dantelă. Ce am mai găsit la reducere? Am mai găsit așa o curea care, după cum vedeți, este uni, este grena, are catarama argintie, este în mărimea S. Și a costat 10 lei. Am zis că și aceasta, la prețul ăsta, merge asortată la ceva și purtată. Și ce am mai luat? Ultimul produs pe care l-am luat este acest pachet de două ceaiuri. Ei aveau acum târgul cafelei și al ceaiului și erau foarte multe sortimente de cafea și de ceai. Și eu am luat acest pachet care este cu ceai de fructe de livadă și merișoare și ananas. Și aceste două pachete de ceai, pliculețe, conțin 20 de pliculețe fiecare, a fost 3 lei și 10 bani. Am zis că acum, în perioada asta rece, un ceai fierbinte e binevenit. Deci, cam acestea au fost produsele pe care le-am achiziționat de această dată. Eu mă bucur dacă v-au folosit informațiile. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Nu uitați însă să vă abonați și să dați un like dacă v-a plăcut. Mulțumesc!